Salutare, oameni buni, și bine v-am regăsit din nou pe canalul meu, Doza cu de toate. Am revenit din nou cu un alt unboxing. De mult îmi doream să-mi iau aceste, după cum vedeți, sunt niște becuri aici, de la Philips Hue. De mult îmi doream să-mi iau aceste becuri, vreau să le achiziționez, dar nu-mi permiteam, încă nu aveam... Nu puteam să mi le iau, că nu îmi permiteam. Și până la urmă am zis, hai să le iau acum de data asta, hai să le cumpăr, erau și în ofertă și am reușit să le cumpăr, să le achiziționez. Așa că haideți să-i facem unboxing-ul. Nu știu, nu le-am desfăcut până acum, am zis să aștept să fac unboxing-ul, nu știu cum am avut răbdarea asta. Dar, da, am zis să le desfac împreună cu voi. Avem, în cutie sunt 3 becuri. Așa, avem 3 becuri. Avem 3 becuri de 806 lumeni, adică de 9W, 9,5W. Avem un switch, adică e un întrerupător, și un Hue Bridge, prin care controlăm becurile. Practic este un dispozitiv wireless, prin care noi controlăm becurile. O să le controlăm printr-o aplicație, care o să o descărcăm. O să vă arăt mai încolo și o să vedeți. Ăsta este un întrerupător, dacă vrei să tot așa este wireless. Dacă vrei să ai și întrerupător în casă, să-l montezi undeva lângă ușă sau eu știu unde vrei tu să-l montezi acest întrerupător. Și el comunică prin acest Hue Bridge. Adică acesta este un wireless pentru aceste becuri. Și pentru întrerupătorul. Becurile acestea comunică prin acest dispozitiv. Bineînțeles că nu trebuie nimic altceva să montezi sau eu știu ce. Becurile poți să le montezi, să le pui la becurile normale, la fasungul normal. Pentru că tot mecanismul, tot circuitul, toată chestia este în becuri și în acest dispozitiv. În fine, haideți să vedem, să vedem ce avem în cutie. Da, deci, cum am spus, avem aici întrerupătorul. Are și suportul cu care îl prinzi, văd că are să-l prinzi pe undeva pe ceva pe metal. Are să-l prinzi și pe ceva metal, are niște magneți aici, dacă vrei să-l prinzi undeva pe o suprafață de metal. Sau dacă vrei să-l prinzi cu șuruburi, ai aici două găuri care poți să-l prinzi cu șuruburi. Sau dacă vrei, ai mai multe opțiuni, dacă vrei să-l prinzi cu biadeziv. Are două biadezive aici, pe care le lipești pe o suprafață, eu știu, pe un perete, pe un dulap sau eu știu. Depinde unde vrei tu să le lipești. Aici avem, bineînțeles, întrerupătorul. Este ca și o telecomandă, deci practic tu poți să o fixezi aici. Sau dacă vrei, poți să o iei de aici și să te plimbi cu ea prin casă. Foarte simplu, o ai și aici fixată sau aici te plimbi cu ea prin casă, ok. Haideți să vedem ce mai avem. Aici avem, bineînțeles, că ăsta e cel mai principal prin care comunică dispozitivii, comunică cu becurile prin acest dispozitiv. Da, se pare că avem aici un conector VLAN, deci îl conectăm la internet. Și aici avem și un... Și o alimentare, să-l alimentăm. Bineînțeles că îi trebuie și alimentare, să-l alimentăm cu curent. La priză de 220. Este alimentat cu 5V. În fine. Așa. Și aici avem becurile. Da, să scot frumos. Avem și, bineînțeles că avem manual de instrucțiuni. Ca la fiecare chestie. Așa. Avem aici, avem becurile. Nu le mai scot acum, momentan. Dar vă arăt așa unul cum arată. Are un design, să zicem, cât de cât fain. Așa. Și aici, bineînțeles, că avem cablul de alimentare. Cam atât. Hai să vedem. Hai să scot și becurile ca să pun toate la locul lor, cum s-ar zice așa, să nu mai stau cu ele aici. Și să dăm la o parte cutia, că nu mai îmi trebuie. Ok. Aici avem alimentarea, cablul de alimentare și avem, da, ăsta este cablul de alimentare. Avem pentru mai multe, avem și pentru priză de
și pentru priză de America și avem și pentru priză de Europa. Dar bineînțeles că nouă ne trebuie pentru priză de Europa. Ok. Și se conectează foarte, da, se conectează foarte ușor și se și schimbă foarte ușor. Apeși aici și l-ai scos. Bineînțeles că, nu știu, pentru cine călătorește în America, dar nu e că e necesar. În fine, aici este ăsta de alimentare și avem și un mic cablu de wireless. Dar bineînțeles că mi o să trebuiască un cablu mai lung, cablu de internet, o să-mi trebuiască un pic mai lung pentru că ăsta este foarte scurt. Sau să vedem, poate o să-l pun într-o altă, în camera unde am wireless-ul și atunci o să fie mai ușor și nu o să-mi trebuiască un cablu mai lung. Acum rămâne de văzut, ăsta pot să-l montez pe perete și hai să vedem cum o să-l și montez. Așa că am căutat aplicația Hue, Philips Hue, așa, o instalăm, dăm drumul să se instaleze. Sincer să vă spun, e pentru prima oară când am și eu contactul cu așa ceva, așa că sper să mă descurc pentru început și să vă îndrum bine și pe voi, cei care nu știți. Dar eu presupun că este ușor. Așa, am intrat în aplicație. Acum am instalat aplicația, dar trebuie să instalez mai întâi sistemul. Am venit să montez și aici, aici am modemul, după cum vedeți. L-am aici în bucătărie, să zicem așa, e un fel bucătărie living, nu știu, ceva de genul, e un hol mic, să zicem așa. Așa, montez, deja am băgat cablul de internet în modem, îl bag și aici, îl conectez. Cablul de alimentare, la fel, l-am pus aici să alimenteze, conectăm și cablul de alimentare. Acum, după cum vedeți, se aprinde aici un LED de power, că e conectat la curent. Acum se aprind și cele de internet. Hai să vedem aplicația. Stai că nu știu unde am pus telefonul. Hai să vedem dacă îl găsim pe aplicație. Deschidem aplicația. Și hai să caut. A, uite că el deja stă să caute. Încă nu a găsit. Trebuie să apăs, cred că, uite, a, da, trebuie să apăs odată pe butonul ăsta. Da, și în sfârșit l-a găsit, dar nu am citit bine instrucțiunile din aplicație, pentru că și spune aplicația. Deci trebuie să fii conectat la același router și cu telefonul. Și eu nu eram conectat, eram cu internetul după telefon și de aceea nu mi-a mers la început. Așa, după aia, acum mi l-a găsit, după cum vedeți, mi-a găsit dispozitivul meu. Dăm aici la impost, adică să-l configurăm, să-l setăm. Așa, ok, mi-a zis să apăs butonul de la dispozitiv și acum, trebuie să-l upgradez, o să-l upgradez acum, așa că s-a upgradat, așa îi dăm pe ok, așa, trebuie să acceptăm termenii și condițiile, în fine, și acum trebuie să creăm o cameră, ne sună stanța, așa, creăm o cameră. Așa că am reușit să fac configurarea, da, practic trebuie să creez camere. Eu mi-am creat studio, adică unde am eu calculatorul meu, unde îmi fac eu clipurile mele, unde îmi fac eu editări și alte chestii, în bucătărie și în camera de aleto, adică în camera în care dormim. Momentan, după cum vedeți, asta este de o culoare diversă, adică este culoare albastră, adică nu am momentan becul montat acolo, pentru că îmi trebuie o scară mai lungă și scara lungă nu am aici, o am dată la cineva și mâine o să montez și becul acolo, că am 3 becuri, după cum v-am spus, în cutie, nu am montat decât 2. Și așa că haideți să vă arăt și cum funcționează, haideți să vedeți aici schimbarea. Uitați becul și uitați, da, deci aici este în bucătărie, dar nu focalizează bine așa. Dăm pe bucătărie, apoi dăm aici, de exemplu, dacă e, o sting. Ia uitați. Și am stins lumina, acum aprind de pe aplicație. După aceea, dacă vrem să schimbăm culorile, avem aici. Și schimbăm ce culori vrem noi, ia uitați, albastru,
Ne ducem la roșu frumos aici. Galben. Verde. Toate culorile avem și alb, bineînțeles. Dacă vrem numai culoarea albă, avem aici și aici le dăm lumină caldă, dacă vrem, sau lumină rece. După cum dorim. Eu prefer lumina rece pentru că e mult mai puternică și se vede mult mai bine. Lumina caldă e un pic mai... Și mai avem și alte chestii de setat aici. Aici avem niște scene, adică un ambient făcut aici, de exemplu, relaxare. Avem, ce mai avem aici? Nu prea văd eu bine. Aurora boreale, dar bine, nu e chiar aurora boreale, dar în fine. Apusul, iar aici avem un apus. Avem mai multe ambiente. Avem și niște setări de ambient. După aia poți să scrii și tu un ambient ce vrei tu. Poți să scrii tu o scenă dacă vrei să scrii un ambient. Da, cam asta e tot, oameni buni. Ce să vă spun? Poți să le controlezi și pe toate odată. Poți să le controlezi și de la distanță. De exemplu, dacă nu ești acasă, poți să le controlezi. Bineînțeles că trebuie să le conectezi cu Google-ul. Le poți controla și prin comandă vocală cu Google Home, dacă deții un asemenea dispozitiv. Da, și am uitat să vă mai menționez încă ceva, că avem și telecomanda, bineînțeles, întrerupătorul, să zicem așa. După cum vedeți, sting lumina de la întrerupător, o aprind. Dacă vreau să dau mai slab, lumina mai slabă, după cum vedeți, e mult mai slabă acum. Dacă vreau, pot să o dau mai puternică. Și bineînțeles că de aici pot să schimb și ambientul. După cum vedeți, apăsăm pe aprins, să zicem așa, apăsăm încă o dată și schimbăm ambientul. Ce ambient vrem? Avem mai multe, după cum v-am arătat mai devreme, toate ambientele. Da, cam asta e tot, oameni buni. Și cam asta este tot, oameni buni, cu acest dispozitiv, care mi-l doream de foarte mult timp și eu. Asta e ca și o telecomandă și, după cum v-am arătat, poți să o și montezi unde vrei tu. Are aici un magnet și pui întrerupătorul și asta, bineînțeles, să-l pui în perete, îl lipești în perete. Da, am stins lumina. Lăsați și voi acolo un like, lăsați un comentariu și spuneți-mi și voi părerea voastră, ce părere aveți despre acest dispozitiv, dacă vă place. Așa, nu uitați să lăsați un comentariu și să-mi spuneți părerea voastră, dați mai departe să vadă și prietenii voștri și, bineînțeles, nu uitați să vă abonați la acest canal. Eu vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!